În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Binecuvintează, Preacucernice Părinte, ca să pot rosti cuvântul de învățătură. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pre noi. Amin. Amin. Preacucernici Părinți, iubiți credincioși, iată odată cu Duminica Floriilor, cele 40 de zile ale postului mare s-au încheiat. Din seara Floriilor începem o nouă săptămână de post, de rugăciune și reculegere sufletească. Este marea săptămână a sfintelor înfricoșătoarelor și mântuitoarelor patimi ale Domnului nostru Iisus Hristos. Timpul acesta este cel mai prețios din tot cursul anului și de aceea fiecăreia dintre zilele acestei săptămâni încă din vechime i s-a dat numele de mare și sfântă. Și cu adevărat, zilele acestea sunt mari pentru măreția lucrurilor ce s-au săvârșit întrânsele. Începând din seara aceasta, Bunul nostru Mântuitor ne cheamă să-L petrecem cu toții pe ultimul Său drum, pe drumul dragostei, pe drumul suferințelor, pe drumul crucii al sângelui și al mântuirii neamului omenesc. Luni în săptămâna Sfintelor Pătimiri ale Domnului nostru Iisus Hristos, Biserica ne aduce aminte de fericitul Iosif cel frumos, cel frumos la trup și la suflet. Este vorba de patriarhul Iosif din Vechiul Testament. Iosif a fost un fiu mai mic al patriarhului Iacov, născut din Rahila, invidiat de frații săi. A fost vândut izmaeliților cu 30 de arginți, iar aceștia la rândul lor îl vând lui Putifar, mai marele eunucilor faraonului Egiptului. Iosif e pomenit pe de-o parte pentru curăția lui, pe de altă parte pentru că este icoană sau preînchipuire a Mântuitorului. Așa cum Iosif fusese vândut de frații săi cu gând ucigaș, dar mai apoi se făcuse izbăvitorul lor, hrănindu-l cu pâine în vremea foametei, tot așa și Mântuitorul Hristos a fost vândut și dat la moarte de neamul său, dar s-a făcut mântuire lui Israel și întregului neam omenesc, hrănindu-ne cu pâinea cea cerească a preacuratului său trup. Dar Iosif este prea frumos nu numai prin frumusețe trupească, ci și prin frumusețea curăției sale. Curăția, întreaga înțelepciune, cum o numesc Sfinții Părinți, este o numire cuprinzătoare a tuturor virtuților, semnul credincioșiei statornice față de Dumnezeu. Tot în această zi de luni binecuvântată, pomenim și o minune pe care a făcut-o Domnul Hristos, o minune spre înțelepțirea credincioșilor, pentru că negăsind smochine într-un smochin neroditor, l-a blestemat să se usuce. Smochinul cel blestemat era chipul pomului din rai, care a înșelat prin fructele sale pe Adam. Deci, precum prin pom și prin lemn a intrat păcatul în lume, dacă putem spune așa, tot astfel prin pom și prin lemn a fost blestemat păcatul.
căci păcatul este asemănat de Sfinții Părinți, dragii mei, cu o smochină. Precum aceasta este ispititoare la mâncare, iar la urmă lasă un gust amar, tot astfel este și păcatul. La început pare lipicios și dulce, iar la urmă foarte amar și ucigător de suflet. Smochinul mai este și chipul omului căzut în păcate trupești, a omului care își ascunde păcatele sale și nu vrea să le arate la spovedanie. Blestemând smochinul, Iisus a blestemat prin el toate păcatele trupești, dar mai ales urâta desfrânare, care, încolțind încă din rai în trupul omului, a ajuns să stăpânească toată lumea, să robească pe cei mai tineri, să strice casele celor căsătoriți și să piardă cele mai multe suflete omenești. Smochinul cel neroditor a fost blestemat și uscat apoi din pricina trufiei sale. Copacul fără roade este icoana omului mândru. El nu are decât frunze, nu face decât umbră. El nu-și pleacă crengile la pământ ca și copacul plin de fructe. El se ridică spre cer ca plopul care are numai frunze. Omul mândru este urât lui Dumnezeu, dar și oamenilor. Iubiții mei frați, Iisus Hristos, Mântuitorul nostru, și-a săvârșit misiunea pe pământ. A vestit Evanghelia în lume, a vindecat răni, a mângâiat inimi zdrobite, a izgonit duhuri necurate, a ridicat pe cei căzuți, a semănat pe pământ credința și nădejdea altei vieți. Și acum, iată, se urcă în grabă spre Ierusalim ca să pecetluiască cu scump sângele său Evanghelia dragostei sale. Deși iudeii se leapădă de el și arhiereii caută să-l prindă, Iisus totuși nu se leapădă de nimeni. Iată, Ierusalimul nu-i mai dă adăpost. Templul îi se împotrivește, cărturarii se pornesc asupra lui. Smochinul nu-l mai hrănește. Cei vindecați de el l-au uitat deja. Mulțimea poporului îl lasă singur. Dar Iisus nu se întoarce înapoi. El pe nimeni nu lasă singur. El se urcă în grabă spre Ierusalim ca să moară pentru noi. În clipa aceasta îl privim pe Domnul Iisus Hristos, mergând pentru ultima dată pe drumul cel mai drag lui. El vine din satul Betania, din casa bunului Lazar, a Martei și a Mariei, spre cetatea cea vestită a prorocilor și a ucigașilor de proroci. Iisus Mântuitorul nu se teme de nimeni, nu fuge de moarte și nu se întoarce înapoi din calea Ierusalimului. Un lucru mai face el, se abate spre smochin să caute roade. Ei bine, frate, tu ești smochinul care crești pe calea acestei vieți. Fiul lui Dumnezeu merge în Ierusalim să moară pentru tine. Și iată, se abate din drum să caute roade în pomul sufletului tău. Oare te-ai gândit în seara aceasta la Hristos? Oare ți-ai pus
casa ta în rânduială, oare ți-ai pregătit pomul sufletului tău? Oare te-ai împăcat cu toți care ți-au greșit? Iubiți credincioși, acestea sunt gândurile pe care le-am pus din dragoste înaintea inimilor voastre. Cu aceste smerite îndemnuri, să deschidem inima în seara aceasta ca să vină la noi Iisus Hristos. Cu nădejdea că mâine seară iarăși vom fi împreună, să-L rugăm cu toată inima ca să vină la noi, ca să rămână veșnic în noi și să ne prefacă din smochini neroditori în creștini, plini de fapte bune și de binecuvântare. Pentru rugăciunile prea frumosului Iosif, Hristoase Dumnezeule, miluiește și ne mântuiește pe noi. Amin.